Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă întâlnire aici, în cadrul emisiunii Dialoguri Esențiale. Ne-am propus să discutăm astăzi despre schimbare și cred că fiecare dintre dumneavoastră și-a propus măcar o dată în viață să facă o schimbare semnificativă, fie în plan profesional, fie în plan personal. Însă, tot aceia care și-au propus o asemenea schimbare știu cât de numeroase sunt momentele în care ați fost tentați să renunțați. Ce putem face pentru a ne duce procesul transformațional până la capăt? Să cerem ajutorul unui coach. Cine este acesta? Ce face? Cum ne poate îndruma? Astfel încât să ne asigurăm că mergem până la capăt cu transformarea pe care ne-am propus-o, vom afla în cadrul întâlnirii din această după-amiază. Invitatul meu este un om foarte tânăr și foarte frumos. În ciuda vârstei fragede, a reușit să ne prezinte un CV impresionant, atât în ceea ce privește formarea, cât și în ceea ce privește activitatea domniei sale. Este ieșancă, este trainer și coach și, mai mult decât atât, un om foarte implicat în viața comunității, în proiecte de voluntariat cu impact important la nivel comunitar. Bun venit la Pașcani, Oana Paveliuc! Bine te-am găsit, Maria, bine v-am găsit! Mă bucur să mă aflu astăzi aici și mulțumesc mult pentru prezentare. Am să spun că Iașul e orașul meu de suflet, e orașul în care am ajuns în 2002. Să vin din zona lui Eminescu și a lui Enescu și din zona lui Ștefan Lucian. Sunt născut în Botoșani, acolo am copilărit și mă leagă foarte multe amintiri frumoase. Tot moldoveancă la origine. Clar și foarte mândră de originile mele. Și n-aveai cum să nu te îndrăgostești de Iași. Da, e orașul marilor iubiri, e un oraș frumos în care spun eu și cred eu că poți să-ți crești copiii într-un mediu frumos. Eu trebuie să fac o mărturisire în acest moment. Cred că ești primul invitat pe care l-am prezentat cu atâta emoție. M-am simțit emoționată atunci când am vorbit despre tine. Asta poate și pentru că, deși ne cunoaștem de foarte puțin timp, avem de fiecare dată când ne întâlnim senzația că ne știm dintotdeauna. Oana, am promis telespectatorilor să lămurim în termen cât se poate de pe înțelesul tuturor ce este un coach și de ce este el binevenit în viața noastră atunci când ne propunem să facem schimbări importante. Da, cu ce începem? Cu ce este un coach? Ce este un coach, da. Un coach este un om. Și de povesteam în pauză, înainte să începem despre coaching, cred că un coach este un om care, în primul rând, iubește oamenii. Un coach este un om, o persoană care își însoțește clientul într-un proces de schimbare și transformare, într-o călătorie a schimbării și a transformării. Fie că avem clienți, de exemplu, am clienți care vin în coaching, fie că parcurg o perioadă de criză, fie că parcurg o perioadă de tranziție, fie vorbim de zona de implicare profesională, da? Și avem business coaching sau executive coaching, oameni care poate au schimbat funcția de pe poziție de execuție, ajung pe o poziție de management și nu numai. Sau vorbim de coaching atunci când avem o problemă personală, fie trecem printr-o un divorț sau o anumită pierdere sau de ce nu doar în momente de criză, ci și în momentele în care dorim să ne atingem anumite obiective. Și ceea ce facem noi în coaching, însoțim clientul în a-și descoperi toate resursele pe care el le are pe un drum în care căutăm împreună claritate și focus pentru a atinge obiectivele cât mai repede și cât mai bine și într-o stare de echilibru.
Tocmai pentru că este presărată cu momente de noutate, călătoria aceasta a transformării, se poate întâmpla să uităm de obiectivul pe care ni l-am propus și atunci înțeleg că rolul coachului este acela de a te readuce da, la planul inițial, valorificând propriile tale resurse. Ce tip de instrumente folosește coachul? Cu ce intervine? Coachingul este arta de a pune întrebări. Practic, prin tehnicile de coaching și întrebările cu care vine coachul, stârnește, scoate clientul din zona de confort, pentru că venim în coaching, atunci când venim în coaching ne sunt puse în față așa lucruri pe care poate le știm, dar nu vrem să le vedem sau să le acceptăm. Sunt scoase la iveală pattern-uri pe care fie le-am moștenit de la părinți, de la cei din jurul nostru, fie le-am creat pe parcurs de-a lungul timpului. Și sunt lucruri care ne sunt de folos și obiceiuri care ne sunt de folos, dar sunt obiceiuri care nu ne ajută în procesul nostru de dezvoltare. Ba din potrivă ne împiedică. Exact. Și prin procesele de coaching, prin întâlnirile din coaching, practic, se întâmplă două lucruri. Odată învățăm să facem lucruri noi și să instalăm obiceiuri noi. Și un alt aspect este procesul de dezvățare. Pentru că învăța ceva care să ne ajute, uneori avem nevoie să ne dezvățăm de lucrurile care ne încurcă. Ce durează mai mult de obicei, Ioana? E o călătorie pe toată viața. Partea de învățare pentru mine, învățarea înseamnă un proces continuu. Am învățat de-a lungul timpului că învățăm din tot și din toate. Am învățat că nu, învățarea nu se întâmplă doar la școală, când suntem în bancă și când avem profesori lângă noi. Învățarea intervine și atunci când avem în jurul nostru oameni. Am învățat foarte mult de la mentorii pe care și învăț foarte mult de la mentorii pe care i-am și mă gândesc cu bucurie și cu nostalgie așa, inclusiv la profesorii pe care i-am avut în gimnaziu, în liceu și chiar profesorii de la universitate, oamenii și mentorii cu care am făcut formările de coaching. Avem un potențial nelimitat și nu există oameni fără resurse, da, sau fără potențial, există doar stări sufletești sau stări emoționale lipsite de resurse sau pline de resurse. Ține de fiecare dintre noi cât de mult dorim să schimbăm, cât de mult dorim să ne transformăm, cât de mult dorim să învățăm și ține de fiecare dintre noi ce alegeri facem în această călătorie. Pentru că eu cred că cel mai mare câștig al acestui proces este conștientizarea. Conștientizarea ceea ce ai valoros în tine, conștientizarea resurselor și totodată conștientizarea emoțiilor, stărilor pe care le trăiești predominant, cumva, pentru că dacă sunt din seria celor care te împiedică, e clar că trebuie să te dezobișnuiești de ele și să pui în locul lor ceva pozitiv, care să te ajute să crești, nu să rămâi blocat undeva la un nivel nedorit. Ascultându-te, mă gândeam că nu este ușor ceea ce are de făcut un coach. Cât durează un program de transformare? Bănui că ține de obiectivul urmărit. Însă, din momentul în care începe și până se încheie, cât a durat cel mai mult un proces de acest tip? Procesul de coaching și, înainte să te răspund la întrebare, tu ai foarte mare dreptate pentru că, într-adevăr, e un aspect al conștientizării și mi-am amintit de ce spunea Carl Jung, care zicea așa că până nu se faci subconștientul conștient, o să-l numești viață, o să-l numești destin. Da? Până nu aducem la suprafață lucruri pe care le facem pe pilot automat, da, o să spunem, doamne, asta e soarta mea, asta e destinul. Da? Procesul de coaching poate varia, într-adevăr, în funcție de situație, în funcție de obiective. Coaching nu este psihoterapie și, în general, în coaching și eu personal nu doresc să creez dependență. Dar obiectivul meu este ca, într-o perioadă cât mai scurtă de timp, și coachingul se îndreaptă foarte mult către zona de eficiență, clientul să își atingă obiectivele, să își însușească noi obiceiuri, noi comportamente, noi moduri de lucru, astfel încât ulterior el
să poată să se descurce singur, da, și să ne întâlnim doar atunci când e nevoie. Putem vorbi la un moment dat de un fel de auto-coaching? Self-coaching, da, da, absolut. Cu cât, cred că cu cât înaintăm așa în viață și în experiență, ajungem să fim din ce în ce mai reflectivi și mai introspecți. Implică și, ajungem... și o schimbare de mentalitate? Da, da. Implică o schimbare de mentalitate, implică, un proces de coaching implică o schimbare de paradigmă și inclusiv implică o schimbare, coaching-ul creează schimbări neuronale. Coaching-ul creează noi sinapse neuronale. Mihalis Csikszentmihalyi spune că avem posibile conexiuni neuronale, dar și studiile, cercetările științifice au spus așa că avem 10^10^11 posibile noi conexiuni neuronale, da? Sunt posibile. Depinde de noi ceea ce facem. Și un lucru care poate pare banal, acela al dialogului, da? Și a te duce într-un proces de reflexie și introspecție și de a căuta să par în interiorul tău însoțit de, într-un mod profesionist, poate dezvolta noi strategii emoționale, noi strategii neuronale. Și practic e ca și cum pe o pârtie în care s-a așezat foarte multă zăpadă, da? Încep să dai drumul la sânii care să creeze drumuri foarte clare și bine definite pentru ceea ce îți dorești. Ce e fantastic și pe mine mă fascinează și de asta am și pornit, pentru că întâlnirea mea cu coaching-ul a venit prima dată dintr-o nevoie. Eu nu am, când m-am dus să fac prima formare de coaching cu Alan Cardon, s-a întâmplat în 2015 pe prima formare este pe coaching sistemic, eram manager regional. Aveam în grijă 50 de suflete. Și am vrut, am simțit nevoia să îmi cresc oamenii altfel, nu într-o stare de dependență, ci într-o stare prin care și într-un mod prin care să cresc și să cresc oamenii independenți, să dezvolt gândirea critică, să îi scot poate altfel din zona de confort față de cum o făcusem până atunci. Nici o clipă nu m-am gândit că voi face o profesie mai târziu din și decizia de a îmbrățișa coaching-ul ca profesie când a venit. De după ce ai văzut beneficiile lui sau? Clar am văzut beneficiile. A avut foarte mare legătură și cu faptul că atât în plan profesional cât și în plan personal am trecut prin niște încercări, să spunem, la limită, din care am reușit să trec cu bine. A avut mare legătură cu impactul pe care am simțit că l-am avut asupra oamenilor din echipă. Și a venit decizia. După ce am născut cel de-al doilea copil, se întâmplă ceva cu mămicile în concediu de maternitate. După ce l-am născut pe Zian, am simțit că acesta este drumul. Ulterior, apoi au venit și formările pe programare neurolingvistică, pentru că am bucuria să spun că am și certificare ca și master coach în programare neurolingvistică, timeline therapy, coaching și hipnoză și trainer de programare neurolingvistică. Și am căutat întotdeauna, mi-am dorit să aflu mai mult ce stă în spatele acestui potențial uman. Am descoperit pe cont propriu că mintea noastră poate fi cel mai bun prieten sau cel mai mare dușman, în funcție de ceea ce facem, cum facem, da? Gândurile noastre, într-adevăr, sunt cele care ne conturează viața și ne creează viitorul. Și explicația, pentru că avem cu siguranță foarte mulți telespectatori care o spun, domnule, stai așa că avem nevoie și de explicații științifice. Da? Una din explicații, apropo de ce partea de vizualizare, și auzim cu totul că e important să facem meditații și exerciții de vizualizare și să vizualizăm întâi ceea ce ne dorim, explicația este faptul că mintea subconștientă, pentru că avem o minte conștientă și o minte subconștientă, mintea subconștientă nu face diferența între ceea ce ne imaginăm și ceea ce se întâmplă în mod real. De aici este una din explicațiile pentru efectul placebo. Da? Acele vindecări miraculoase ale unor pacienți la limită, da? Și
Cunosc cazuri, inclusiv subsemnate de aici. Am trecut printr-o astfel de situație, membrii ai familiei au trecut prin astfel de situații și, într-adevăr, gândurile noastre ne pot însănătoși sau ne pot îmbolnăvi. Pentru că, uite, că suntem în perioada de COVID-19, da? Și cum există efectul placebo, există și efectul nocebo. Adică, mă gândesc că în perioada aceasta, despre care vom face o mică discuție ulterior în cadrul întâlnirii noastre, cel puțin ne-am propus, sper să ajungem la ea, cred că a fost foarte greu să reușim să gândim pozitiv. La cât de bombardați am fost cu informații negative, să-ți păstrezi echilibru și să găsești ceva bun în tot ceea ce se întâmplă dramatic în jurul tău, într-adevăr a fost un efort. Cei care au reușit, jos pălăria în fața dumnealor. Dacă nu, cred că nu e momentul prea tardiv acum să începem să gândim pozitiv despre ce ni s-a întâmplat. Da, a fost COVID-19, e clar o criză, uite, povestesc și acolo în carte, în cele 10 pagini. Da, spune-ne despre carte mai întâi și pe urmă ne povestești și despre care ți-am adus-o cu toată dragostea și am oferit-o cu toată dragostea. Este mulțumesc o carte care mult. A apărut la editura Setcom Libris. Alina Hucai, editorul șef de la Setcom Libris, mi-a trimis invitația de a scrie într-un volum colectiv în care oameni specialiști în domeniu mă onorează extraordinar de mult prezența cu care m-am însoțit în acest volum, pentru că sunt oameni precum Matei Vișnec, domnul profesor Constantin Dulcan, profesori universitari, medici, psihologi, psihiatri, specialiști în zona lor de expertiză. Și Alina a dorit să contureze un volum document despre această perioadă, pe care să-l citim peste ani și pe care să-l citească și copiii noștri și a ne amintim despre această perioadă. Uite, și inclusiv în carte acolo spun foarte clar, COVID-19 a fost o experiență la care nu s-a așteptat nimeni. Unii au profitat de experiența aceasta, mass media clar a bombardat foarte mult și eu cred că a injectat foarte multă panică și frică. La început nu am știut ce se întâmplă, că a fost ceva nou, dar e foarte important să ne dezvoltăm gândirea critică, da? Să începem să ne informăm, să cernem informațiile și să alegem ceea ce e potrivit pentru noi. Apropo de boală și de gânduri, gândurile noastre și modul în care gândim influențează sistemul imunitar. Da? Pentru că noi procesăm toată informația din exterior prin cele 5 simțuri, da? Vizual, auditiv, kinestezic, olfactiv și gustativ. Suntem bombardați în fiecare secundă cu 11 milioane de biți pe secundă, da? Dar creierul nostru poate să proceseze doar 134 de biți pe secundă. E ca și cum eu aș avea aici în mână o mână de scobitori, da? 134 de biți pe secundă și mai vin încă 11 milioane și începe creierul să, prin procese de ștergere, distorsionare, da, și filtrare, începe să creeze așa o imagine, o reprezentare internă. Și reprezentarea internă va fi creată în funcție de unde e focusul nostru. Suntem focusați pe partea pozitivă, pe ce se poate întâmpla bun în viața noastră, sau suntem focusați pe partea negativă, pe ceea ce se poate întâmpla rău în viața noastră. Și noi se creează o reprezentare internă. Și frica și panica ne duc mai degrabă în zona negativă. E clar. Frica și panica blochează. Da? Și ce, dacă, uite, că ai zis de frică și de panică, se creează o reprezentare internă, se creează un dialog intern, eu îl mai numesc criticuț, care vine și spune, dom'le, dar ce o să se întâmple și uite cât e de rău și uite, criticuție, dacă te duci la un examen, zic, aoleu, dar n-ai făcut nimic, sau stai să vezi ce greu o să fie, da? Stai că, uite, te-ai împiedicat ca și data trecută, da? Uite că nu o să-ți iasă, da? Sau poate fi un dialog interior bun. Care acest criticuț nu poate fi educat să fie criticuț, dar pozitiv? Da, ba da, pe asta și facem. Dăm sonorul mai încet la, păi, dăm sonorul mai încet la criticuț și creăm așa un volum mai mare pentru cel, mai ales pentru copii, pentru că am avut în coaching și elevi care s-au pregătit și studenți care s-au pregătit pentru examen și le povestesc despre imaginea din Tom și Jerry, da, cu un celașul de pe umăr și cu celălalt personaj. Da, și reprezentarea asta internă, practic un singur gând, ne influențează inclusiv neurochimia corpului,
Da? Secretăm în funcție de gândurile pe care le avem, influențează, creăm o stare, da? Care poate fi negativă sau pozitivă, și influențăm organismul din punct de vedere fiziologic. Dacă creăm o stare pozitivă, eu dacă acum o să spun Maria, uite, mai e un pic și o să mergi în concediu și o să mergi la mare și o să stai frumos la soare, pe nisip, da? O să te duc într-o călătorie minunată și corpul tău va începe să secrete endorfine, dopamină, serotonină, neurotransmițători buni, da? Care te ajută în gestionarea stresului, în a face față cu bine unei zile. Dacă, din potrivă, mă duc într-un scenariu negativ și mă gândesc, domnule, e COVID-19, stai să vezi câte decese sunt, stau cu ochii pe televizor și încep să le număr, nu o să fac altceva decât să secret foarte mult cortizol. Cortizolul ăsta e bine să fie în cantități potrivite, nici prea mult, dar nici prea puțin. Și e ca și cum ai uita robinetul de cortizol deschis, da? Și sistemul imunitar scade. Și ai mult mai multe șanse să te îmbolnăvești, da. Având așa un obicei, și mai sunt oameni care în mod repetitiv aduc în prezentul lor traume din trecut și evenimente, sau de câte ori ne-am certat poate cu un coleg de serviciu sau cu cineva din familie. Și mai sunt acei care după o lună de zile, o persoană, femeile, noi în general, soții noștri uită foarte repede, da? Dar noi stă așa, păi mai ții tu minte că acum 3 săptămâni, da? Și nu facem altceva decât să aducem în prezent evenimente din trecut care ne-au făcut rău, da? Și menținem această stare de rău. De asta încurajez, e o perioadă a schimbării. Eu cred că e o perioadă a schimbării și o perioadă a oportunităților. Cu o singură condiție. Să înlocuim întrebarea, și eu asta am testat-o pe pielea mea, la nivel personal. Odată ce înlocuiești întrebarea, dar de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile astea? Dar de ce sunt eu atât bătut de soartă? Da? De ce numai mie? Dar de ce numai mie? Dar uite cât de ghinioni sunt, unde ești în postura de victimă, clar. Să înlocuiești întrebarea cu ce am de învățat, ce pot să transform, ce oportunități poate să-mi aduc. Ce depinde de mine. Ce depinde de mine și pot să fac, da? Să trec la cauză, să fiu responsabil pentru acțiunile mele. Și Viktor Frankl este unul din oamenii pe care eu îi admir foarte mult, este părintele logoterapiei. Și în cartea sa, Omul în căutarea sensului vieții, da? El povestește experiența pe care el a avut-o în timpul Holocaustului, pentru că a supraviețuit Holocaustului și spune acolo care e diferența între cei care au supraviețuit și cei care nu au supraviețuit. Și o să regăsim acolo un citat. Omul care are un de ce trece peste absolut orice. Atunci când avem o motivație foarte puternică, atunci când știm foarte clar care sunt valorile care ne ghidează, atunci când știm foarte clar care este visul nostru, obiectivul nostru, da? Care e acel lucru pentru care ne trezim cu bucurie dimineața, indiferent că plouă sau că e soare, da? Atunci suntem capabili să trecem peste absolut orice. Și am învățat că atâta timp cât suntem sănătoși, chiar putem să trecem peste absolut orice și inclusiv într-un proces în care, nu știu, poate într-o situație în care există o anumită suferință, dacă ai această motivație, reușești să treci cu bine și să faci din acea experiență traumatizantă să o transformi într-o experiență de creștere și de învățare. Reținem de ce ne-ai prezentat că trebuie să ne identificăm de ceul acela care va avea grijă să ne alimenteze constant motivația de a gândi pozitiv și de a ne orienta către obiectivele de care poate că am uitat pe parcurs. Oana, ești printre oamenii care sunt siguri de faptul că trebuie să introducem coaching-ul în educație. De ce te-ai gândit la acest lucru și care sunt formele pe care coaching-ul le poate îmbrăca în procesul de educație? Pentru că sunt specialist în programare neurolingvistică și atentă la cuvinte, aș spune eu că nu trebuie, ci ar fi bine să alegem. Okay. Să alegem să introducem coaching-ul în educație. Da, recunosc că este un vis de-al meu să văd și să introduc coaching-ul în școli. Și când spun coaching, mă refer atât la coaching pentru profesori, cât și coaching pentru elevi și studenți. Coaching-ul poate oferi niște instrumente extraordinare de predare și cred că discutăm de o nouă generație. Da? Copiii, vorbim de generația Z, niște copii
isteți, avem cu resurse foarte valoroase, potențial foarte mare, care vin și îi scot pe ceilalți, pe oameni din celelalte generații, da, inclusiv pe noi, vin și scot din zona de confort. Și în clipa în care o să înlocuim și o să spunem, dom'le, dar pe vremea mea lucrurile nu se făceau așa, da? Atâta timp cât o să ne dăm mâna și o să aducem noi, cei din celelalte generații, să venim cu lucrurile bune, cu experiența pe care o avem, poate suntem mai determinați, mai multă perseverență. Da, partea asta de echilibru și venim și ne dăm mâna cu generația Z, de la care avem de învățat foarte multe lucruri, eu cred că lucrurile se vor schimba și în educație. Avem nevoie de noi modalități de predare. Această predare tranzacțională în care vine profesorul și e investit așa prin autoritatea funcției cu care a fost investit și transmite niște informații, nu este deloc facilă. Eu am, și mă duc iarăși cu gândul la un profesor foarte drag pe care, din păcate, noi l-am pierdut zilele acestea. Este vorba despre domnul profesor Corneliu Munteanu. De la faptul că am terminat marketing la Iași și sunt foarte bucuroasă și mândră de faptul că am terminat marketing la Iași. El a fost unul dintre mentorii care ne-au învățat concret, ne-a pregătit concret pentru viață. Da? Și a făcut poate niște lucruri, a avut niște metode pe care noi nu le-am înțeles atunci, copii fiind, dar ne-am dat seama ulterior când am ajuns în mediul de business cât de valoroase sunt și cât de valoroasă e experiența practică. Da? Teoria e teorie, rămâne în carte. Dar avem nevoie și de partea practică și cred că rolul unui profesor, pentru că mă duc cu gândul la leadership, cred că coaching-ul este strâns legat de leadership, și rolul unui profesor este acela de a inspira. Cred în ceea ce înseamnă leadership educațional. Deci să învățăm pe profesori în perioada lor de formare să fie mai mult coach decât transmițător de informație dintr-un container în celălalt. Un profesor, cred că din punctul meu de vedere, are nevoie să învețe să pună mai multe pălării. Da? Are nevoie câteodată da, să facă acest transfer de informații și să spunem să ne ducem în postura, uite, am să mă poate să mă duc acum în posturile pe care le am și eu, da? Fie te duci în postura de trainer, în care trebuie să înveți pe cineva cum se face, da? E nevoie câteodată să se ducă în postura de mentor, da? Sau de consultant, dar este vital și necesar să te duci în postura de coach, să te duci în postura de facilitator. Da? Nu doar să-l faci pe copil să iasă din zona de confort, să-l faci și să-l înveți gândire critică. Da? A ieși, sunt lucruri esențiale de care copiii ar avea nevoie să învețe cât sunt mici. Gestionarea emoțiilor, cum să le recunoască și cum să le gestioneze, cum să lucreze în echipă, cum să-și dezvolte gândirea critică. Uite, cum să... ar fi minunate cu siguranță cursurile de public speaking. Și nu spun neapărat că toți copiii vor ieși și vor face prezentări de 50-100 de oameni în auditoriu, ci au nevoie să învețe să-și controleze, să-și prezinte un proiect, să argumenteze ceea ce... Au nevoie de exercițiul comunicării. Exact, exact. Mult decât credem noi. Exact. Cum să învățăm să dăm feedback, da? Pentru că, uite, în companii, și anul trecut, pentru că sunt clar legată, strâns legată de mediul de business, pentru că aici e background-ul meu și aici e zona în care clar mă desfășor și acum ca și activitate. Și anul trecut am făcut un studiu legat pe tema generației Z, un studiu care a avut trei părți, da? Perspectiva angajatorului, perspectiva angajatului și perspectiva studentului. La unison au spus angajatorii că generația Z acceptă feedback mai puțin decât celelalte generații. Și am identificat acolo niște lucruri care sunt specifice generației Z și lucruri care sunt specifice oamenilor la vârsta la care ne găsim. Antoine Saint-Exupéry spune așa că toți oamenii mari au fost copii cândva, s-au uitat. Da? Legat de feedback, ce ar trebui să știm, că neocortexul, putem vorbi de o persoană, spunem aproape adultă, undeva la vârsta de 24-25 de ani, da? Neocortexul este structura neocorticală care ne ajută în gestionarea emoțiilor și a stărilor. Așa că un feedback bine primit ține foarte mult și de modul în care a fost dat. Și nu mă refer doar la tehnici. Sunt pline manuale de tehnici și sunt pline, trecem prin tot felul de training-uri și de cursuri de cum dăm feedback, dar uităm componenta psihologică. E important atunci când vorbim cu colegul de serviciu, că e relație manager,
coleg angajat. De part, angajat, că e relație elev-profesor, că e relație soț-soție, părinte-copil. Atunci când vrei să dai un feedback, e foarte important să-l faci pe cel din fața ta să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional. Pentru că dacă nu, nu vei face altceva decât să apeși un buton, da, care declanșează reacția fight, flight sau freeze. Pentru că creierul reptilian, structura neocorticală care se ocupă cu supraviețuirea, da, va avea grijă să... Cred că, în general, feedback-ul este foarte important în relațiile interumane, exact cum ai subliniat, nu numai în mediul profesional, ci și în cel personal. Este necesar pentru că el aduce uneori validarea, alteori poate vine cu completarea aceea a ce mai trebuie făcut ca să ajungi la nivelul așteptărilor mele, dar iată, trebuie să fim atenți și la cum îl furnizăm, dar și la cum îl primim. Ne învață școala astăzi cum să primim feedback și cum să dăm celorlalți. Sincer, nu. Nu, tu încă ești în bancile școlii. Da, eu recunosc că sunt și studentă. M-am apucat de a doua facultate, sunt studentă la psihologie. Tocmai de asta te întreb, pentru că poți să ne furnizezi un răspuns așa la cald. Da, e foarte interesant, pentru că acum la 37 de ani, aveam 36 de ani când m-am apucat de două facultate, privesc clar cu alți ochi procesul de predare prin prisma experienței de viață, prin prisma experienței profesionale și prin prisma cursurilor pe care eu și a formărilor pe care le-am făcut. Nu, școala nu ne învață să dăm feedback. Și sunt foarte mulți profesori care își antrenează studenții, da, elevii, într-un proces de colaborare și într-un proces în care să-l pui pe student să gândească, da, și să vină cu propriile lui păreri. Avem subiecte la examene pe foarte multă teorie, da? Apropo de subiecte la examene, perioada asta a fost foarte ofertantă. Adică ai fi putut să scoți de la ele foarte multe idei și să-i pui să-și pună mintea la contribuție. Însă au fost profesori care au preferat să rămână în structura clasică. Este clar că școala românească, așa cum funcționează ea astăzi, are nevoie de o transformare serioasă pe toate nivelurile. Dar faptul îmbucurător este că sunt oameni care au început deja acest proces și după o foarte scurtă pauză de publicitate vom reveni mai ales pe acest subiect, să surprindem acțiunile acelora care au înțeles că e nevoie de transformare și au suflecat mânecele și s-au apucat de treabă. Așadar, stimați-le spectatori, rămâneți alături de noi, revenim după o foarte scurtă pauză de publicitate. În fiecare zi, spitalele din România au nevoie de sânge. Mii de operații așteaptă sângele tău. Programează-ți donările în fiecare an. Fii un erou anonim. Fiecare picătură de sânge contează. Vorbește-le celor apropiați despre donare. O campanie națională a Institutului Național de Hematologie Transfuzională de conștientizare a nevoii donării de sânge și plasmă. Campania se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 3 și plus 50 de ani. Ne vedem la donare! 112. Ce urgență aveți? Romul Sof, femeie, dureri în piept, greutate în respirație. Grăbiți-vă! Am exagerat. Nu mă doare inima. Sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu e nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe.
Conform statisticilor, elevii tăi au 70% șanse să asiste la bullying în școala în care predai. Ce ai vrea să facă ei într-o asemenea situație? Ai vrea să facă asta? E cel mai ușor. Ai vrea să facă asta? E cel mai distractiv. Sau ai vrea să facă asta? Ceea ce e, de departe, cel mai greu. În mare parte, ce o să facă depinde de tine. Tu ce o să faci? O să înveți să devină niște tipi oarecare, niște bully sau niște eroi. O campanie anti-bullying, salvați copiii. Am revenit alături de dumneavoastră, stimați telespectatori. Vă reamintim faptul că astăzi discutăm despre schimbare și cel care ne însoțește pe drumul transformării noastre, coachul. Aminteam înainte de a intra în pauza de publicitate faptul că este bine a se găsi modalități în care coachingul să fie introdus în educație. Această transformare a început. Sunt ONG-uri la nivel național, din fericire și la nivelul județului Iași, care fac pași mari în această direcție, și despre astfel de inițiative te rog, Oana, să discutăm în minutele pe care le mai avem la dispoziție. Iubești și voluntariatul, pe lângă toate lucrurile minunate pe care știi să le faci atât de bine, pentru că iubești oamenii. Cred că asta te definește. De ce faci voluntariat și în ce fel de organizații te implici? Da, iubesc oamenii și cred că leadership-ul este o poveste de iubire cu și despre oameni. La întrebarea de ce mă implic în proiecte de voluntariat, și clar implicarea mea în voluntariat are legătură foarte mare și cu partea de educație, e prin prisma faptului că am doi copii. Am o fetiță de aproape 11 ani, pe Ilinca, și un băiețel de 3 ani și 4 luni, pe Zian. Să fie sănătoși și să mulțumesc, vă bucurați de ei. Și cred foarte, îmi doresc să las frumos în urmă, îmi doresc în urma mea, pentru că am credința că, de fapt, comorile nu se adună aici, se adună în altă parte. Și nu voi lăsa în urma mea neapărat lucrurile materiale, nu acele lucruri vor fi importante, avem nevoie de ele, asta e inevitabil, dar contează foarte mult dacă am reușit să schimbăm poate o viață, un parcurs, un traseu, cu o singură întâlnire sau poate cu o vorbă, cu un cuvânt bun, poate reușit să schimbi viața unui om. Și mă implic pentru că îmi doresc o lume mai bună pentru Zian și pentru Ilinca și pentru toți copiii din jurul nostru. Și cred că schimbarea, că vorbim de schimbare și vorbim de sistem și ne plângem de sistem și ne plângem de ce se întâmplă în România, și vorbeam mai devreme de responsabilitate. Sistemul este format din oameni, iar COVID-19 e un moment oportun în care să ne arate că nu suntem chiar atât de vulnerabili, da, pe cât credem, și că, de fapt, odată ce reușim să ne adunăm, să ne mobilizăm, să ne dăm mâna, să ne adunăm toate resursele, vorbim de resurse nu doar materiale, ci și resurse intelectuale, emoționale, de timp, și să creăm lucruri împreună, cu siguranță lumea aceasta se va schimba. Și mai am o credință, aceea faptului că oamenii nu se schimbă dacă le spui tu să se schimbe, da? Oamenii se schimbă în clipa în care doresc să facă acest lucru și în clipa în care îi văd pe ceilalți. Dar cei din exterior pot declanșa prin propriul lor model interesul pentru a face o schimbare, sau printr-un cuvânt, exact cum spuneai, printr-un gest, sau pur și simplu printr-un îndemn. Hai cu mine să-ți arăt ce frumos e să fii util celorlalți. Exact. Gandhi spunea, be the change you want to see in the world. Da? Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Mm-hmm. Și de acolo a pornit totul. Și mă gândesc exact cum spui tu. Dom'le, dacă o să uite cineva și spune, ce face fata asta? Dar cum face ea? Dar hai să vedem despre ce e vorba și poate mă alătur și eu.
Cu siguranță lucrurile se vor schimba și eu cred în schimbări mici și sistemice. Un singur lucru schimbat în ecosistemul nostru, de un singur lucru schimbat în obiceiul nostru, în viața noastră, poate să schimbe întreg ecosistemul, da? Dacă schimbăm un singur lucru, de exemplu, acasă, în rutina noastră zilnică, noile obiceiuri pot să schimbe inclusiv rezultatele profesionale și invers. Și aceasta este clar motivația mea principală pentru proiectele de implicare în voluntariat și, într-adevăr, am făcut acum un calcul, va trebui să fac un pic shift-ul pentru că, mai ales în perioada COVID-19, a fost foarte mult timp dedicat implicării în zona de voluntariat, dar o voi păstra, da, în proporții mai mici, dar o voi păstra pentru că cred foarte tare că avem nevoie de această implicare și cred foarte tare în puterea comunităților. Cum avem noi comunități la Iași, cu siguranță și voi în Pașcani aveți potențialul să vă adunați, să vă sprijiniți, că vorbim de zona de business, că vorbim de zona de educație. Și mai frumos este ca aceste comunități de la Pașcani să-și dea mâna cu cele de la Iași sau din alte zone absolut. Și să se mărească această comunitate și atunci forța care produce schimbarea cu siguranță garantează niște rezultate. Eu cred că tot timpul se spune că Moldova e săracă și Moldova într-adevăr a fost uitată din punct de vedere, să spunem, logistic și infrastructură, dar cred că oamenii din zona Moldovei sunt oameni harnici, sunt oameni care odată ce au înțeles și reușesc să găsească acest spirit al solidarității, împreună pot să facă, nu mai așteptăm să vină să ne facă cineva, nu o să vină, să punem mâna să ne facem noi. Dintre proiectele de voluntariat în care ești implicată, haideți să amintim câteva care sunt foarte aproape de suflet. Știu că sunt multe, dar alege-te toată selecția așa după un criteriu afectiv. Sunt, clar, sunt alături de cei de la Fundația Bethany. De 2 ani de zile sunt implicată în campania lor, care se numește Fii și tu Moș Crăciun, unde au în fiecare an de Crăciun 2500 de copii din zone defavorizate. Și alături de ei, timp de 2 ani de zile, am ajuns în zone foarte sărace și vulnerabile și în zone în care școala se face la un nivel la care poate nici nu ne imaginăm. Și tot alături de ei trebuia să construim împreună un program pentru anul acesta, un program pentru bursierii pe care iau ei în grijă. Am reușit înainte de COVID să mă întâlnesc doar cu părinții lor. Și mai este clar proiectul Transformă școala prin învățare și digitalizare, proiect inițiat de doamna Liliana Romaniuc, un proiect extraordinar din punctul meu de vedere, care dacă o să reușim să-l ducem și toată echipa care este implicată, pentru că e un proiect în care clar sunt implicați profesori, sunt implicați oameni de business, sunt implicați mai mulți parteneri, un proiect care poate face schimbări de la firul ierbii, cum spune doamna Romaniuc. Pe ce este pus accentul în cadrul acestui proiect? Pe formarea cadrelor didactice? Pe dotarea școlilor? Sau sunt alte elemente? El are două componente. Transformă școala prin învățare, da? Și digitalizare. Pe partea de digitalizare, partener principal sunt cei de la Cervio, care este cea mai mare platformă digitală, școală digitală din România. Iar partea de învățare, eu am ajuns în acest proiect alături de colegii mei de la Coaching Hub Iași. Sunt în program 10 școli și fiecare dintre noi suntem așa într-un parteneriat cu câte un director de școală. Școlile sunt doar din județul Iași sau și din alte județe ale Moldovei? Județul Iași, județul Iași și județul Vaslui. Și pune foarte mult accent pe schimbarea de mentalitate, pune foarte mult accent și mă bucur să văd oameni care cred în ceea ce înseamnă puterea schimbării prin coaching și pune foarte mult accent într-adevăr pe partea asta de asumare responsabilității. Vorbim acum de cadrele didactice, dar odată ce o să schimbăm noi ca și comportament, noi ca și adulți, că până la urmă copiii noștri fac ceea ce văd, dar nu ceea ce le spunem. Și odată ce o să schimbăm această mentalitate, această paradigmă și învățăm împreună, e un proiect minunat în care învăț continuu din toate întâlnirile, inclusiv din toate ședințele de coaching și am în coaching un director. Deci fiecare director de școală implicat în acest proiect lucrează cu un coach pentru a schimba
Mentalitatea la bază. Pentru a schimba mentalitatea, pentru a schimba modul de lucru. Pentru a înțelege școală, unde e necesară transformarea sau în ce direcție trebuie făcută această transformare a școlii. Exact, exact. Și tot în, să spunem, mai sunt două proiecte mici, unul dintre ele, într-un din ele suntem împreună, cafeneaua educațională, unde vă așteptăm o dată la două săptămâni într-un spațiu al discuțiilor profunde despre educație și despre noi. Mi-e foarte drag proiectul acesta, pentru că e un proiect prin care, la fel, din punct de vedere sistemic, abordăm cele patru entități care trebuie să-și dea mâna și să creeze un parteneriat în educație, respectiv părinții, elevii, profesorii și mediul de business. Da, este un proiect care se desfășoară sub forța, sub puterea lui împreună. Acest cuvânt ar putea fi considerat poate motorul acestei frumoase inițiative care aparține tot doamnei Liliana Romaniuc și, într-adevăr, așa cum ai spus, derivă cumva din proiectul mai mare Transformă școala. Te rog. Și povesteam de un alt proiect, EduCens, care tocmai a fost lansat săptămâna trecută în cadrul cafenelei noastre. EduCens își propune să are două direcții. Da? Odată, direcția concretă, logistică, să ofere 2500 de laptopuri pentru 2500 de copii din zone vulnerabile, din 12 școli, școli care au fost identificate în cadrul proiectului Transformă școala prin învățare și digitalizare. Și al doilea segment își propune să creeze școala EduCens, în care avem nevoie de voluntari care să poată susține procesul de creștere al profesorilor și al elevilor. Și deci înțeleg din ce spui că este nevoie de formatori, poate de la nivel universitar, pentru formarea cadrelor didactice și de o altă categorie de formatori care să lucreze cu elevii, da, din aceste instituții și să-i ajute mai ales pe partea de recuperare, da, a ceea ce nu au reușit ei să facă în cadrul școlii de acasă, neavând aceste dispozitive absolut necesare pentru școala online. Deci, la nivel de voluntari, sunt aceste două categorii foarte necesare. Nu neapărat profesori universitari, avem nevoie de profesori universitari, avem nevoie sau de formatori, de la nivelul, avem nevoie de psihologi, coach, trainer, oameni specialiști foarte buni în zona lor de activitate, astfel încât, într-adevăr, să conturăm un proces care să dezvolte noi abilități pe care poate nu ne-am dat seama că avem nevoie să le dezvoltăm până acum. Uite, zona asta de digitalizare, am tot fugit de ea până, foarte mulți dintre noi. Am zis, stai puțin, e nociv calculatorul, stai să-i ferim și pe copii. E nevoie de tehnologie, e nevoie în același timp de echilibru și e nevoie să dezvoltăm alte abilități, inclusiv procesul de învățare și de predare în mediul online este diferit față de procesul de învățare și predare la clasă. Iar tu știi foarte bine că tocmai ai trecut prin această experiență. Și revenind la EduCens, deci concret, dacă aveți acasă, cum puteți să ajutați în acest proiect? Dacă aveți acasă laptopuri, calculatoare pe care nu le mai folosiți și chiar dacă nu sunt funcționale 100%, cei de la Servio au pus la bătaie expertiza lor și ne-au asigurat că o să le facă funcționale și vor avea tot ce trebuie astfel încât să ajungă la copii, fie prin laptopuri, fie prin donații în bani. Este în contul Fundației Salvați Copiii din Iași pentru proiectul EduCens. Pe de altă parte, știu că s-au făcut demersuri și o să fie și un număr scurt în care se vor putea face donații de 2 euro sau 4 euro. Sau, dacă sunteți specialiști într-un anumit domeniu și vreți să investiți timp, care din punctul meu de vedere este o resursă excepțională și valoroasă, există un formular pe EduCens, șansă la educație, pe Facebook, în care se pot înscrie oamenii în acest proiect. Se cunoaște în momentul de față un program al desfășurării acestui proiect, adică până la ce dată oamenii pot face, iată, completarea acestui formular, astfel încât să fie incluși ca voluntari în activitatea
Lista e deschisă, proiectul este la început, a început acum o lună și jumătate. Deja au fost adunate primii bănuți și sunt prezente primele calculatoare care vor fi pregătite și duse fizic. E clar nevoie de niște pași, pentru că ai nevoie de parte de tehnologie, întâi, da, ca să poți să creezi structura, baza logistică și apoi ai nevoie de echipa de voluntari și în funcție de echipa de voluntari, clar, se vor crea și programele de dezvoltare. Avem și primii voluntari în program. Și EduCens este iarăși un proiect al, cuvântul împreună determină, definește foarte bine acest proiect, pentru că este un proiect în care și-a dat mâna mai multe ONG-uri, în care și-a dat mâna antreprenori, oameni de business, profesori, elevi și un proiect în care, într-adevăr, înțelegem că schimbarea vine de noi și cred că ar trebui să-i privim pe acești copii și să spunem, domnule, dar ce, poate ce... Și trebuie să mă gândesc eu la un copil care e la 200 de kilometri de mine sau poate la 500 sau la 300. Nu se știe niciodată când acel copil dintr-o comunitate săracă, dintr-o casă cu nevoi, s-ar putea să aibă un rol important în viața noastră. Poate ca medic, poate ca mentor pentru propriul nostru copil, poate și în postura unui coleg de facultate care, dacă e bine format acum, la o vârstă fragedă, ar putea fi o companie prețioasă pentru propriul nostru copil. Nu se știe niciodată când ne aduce viața împreună alături de cei pe care direct sau indirect i-am ajutat la un moment dat. Totul se întoarce. Exact, totul se întoarce. Am și eu această credință și dincolo de rolurile pe care le vor avea acești copii, a îi oferi și a arăta unui copil că există posibilitate, că există și altfel de viață, o să ne ofere ocazia să avem cât mai mulți tineri valoroși, o să ne ofere ocazia să avem cât mai mulți tineri angajați. Da? Să nu mai vorbim de ajutoare sociale și de ceea ce ne plângem de fiecare dată și preajma alegerilor și după alegeri și înainte de alegeri. Da? Și ne permite posibilitatea de a crea o țară în care lumea să fie responsabilă, în care lumea să muncească și în care lumea să construiască împreună. Da, ceea ce este frumos de conștientizat și ai subliniat foarte bine acest lucru este faptul că e momentul să înțelegem că ține de noi să începem să producem acea schimbare pe care ne-o dorim la nivelul societății din care facem parte. Obișnuim să ne plângem. Nu ne place cum ne-a salutat, nu ne place că a lăsat coș de semințe în parc, nu ne place că a rupt florile. Dar, trecând dincolo de aceste comportamente, poate că este bine să ne punem întrebarea cine s-a ocupat de educația acelui copil odată ce el nu știe să se comporte deloc civilizat în societate sau ce îl determină să facă astfel de acțiuni. Și da, chiar din momentul în care îl vedem că lasă semințe acolo unde a stat în parc, putem interveni și prin propriul exemplu sau printr-o îndrumare corespunzătoare, să contribuim la educația lui și să creștem o societate frumoasă din care să fim cumva mândri că facem parte din ea și că am contribuit la postura aceasta ei îmbunătățită. Da, și cred că lecția smereniei, perioada aceasta e o perioadă în care lecția smereniei e o lecție pe care ar trebui să ne asumăm cu toții. Și povesteam de ego. Eu cred că cu cât o să diminuăm mai mult ego și cu cât e diminuat mai mult ego în fiecare dintre noi, cu atât o să avem posibilitatea să trăim într-o lume mai frumoasă și mai bună. Și da, exact cum spuneai și tu, e un obicei pe care eu îl am dacă văd sticle de plastic sau alte lucruri care nu sunt ale mele. Da? M-am plec și le ridic și le... Sunt gesturi mărunte, dar văzute de cine trebuie, pot avea un impact pozitiv și asta este până la urmă ceea ce contează. Spune-mi dacă în proiectele de voluntariat în care te angajezi, atât de asumat, îi implici și pe copiii tăi. Da, sunt implicați, clar. Zian mai puțin, pentru că încă e mititel, dar va fi implicat și el.
Ilinca este prezentă, vorbeam de Fundația Betani și mergem fiecare an, adică facem împreună pachetelele, le adunăm de la ceilalți parteneri cu care colaborăm, merge cu noi în satele în care sunt copii acolo și vede exact care este realitatea. Când am fost implicați, nu știu, poate în zone la fel de favorizate, în care am mers către familii care au nevoie de ajutorul nostru, am luat-o și pe ea. Iar acum a venit cu un aport concret. E a doua oară când scoate un tablou la licitație. Ea are trei mari pasiuni. Două sunt foarte mari, respectiv pictura și teatru, și face și pian. M-a scos la licitație un tablou pe care l-a licitat, va sta pe peretele lui Alexandru Colicov și ne bucurăm și mulțumim pentru suma generoasă pe care el a oferit-o. Și cred că e important să implicăm pe copii. Spuneam, copiii nu vor face, nu fac ceea ce le spunem, ci fac ceea ce le arătăm. Ce le arătăm. Cu siguranță vor fi implicați în proiecte de voluntariat și când vor fi mai mari vor avea posibilitatea să aleagă. Avem cealaltă jumătate a mea. Clar, tăticul lor a activat și activează într-un mediu în care binele oamenilor este pus mai presus decât orice și Zian este clar fascinat de meseria pe care o are tatălui. Și cred că e important uite, la noi în România, în alte țări, acest exercițiu al voluntariatului este predat și făcut din copilărie. Începem și noi acum încet. Da, din fericire și instituțiile școlare au tot felul de colaboratori la nivelul ONG-urilor, în care chiar de la clase primare, clasa 3, a 4, când copiii au mai multă libertate, nu trebuie însoțiți în permanență de către părinți. Da, deci se propun astfel de proiecte în care ei să înțeleagă tocmai acest lucru, că au un rol important în felul în care cresc ceilalți. Și bineînțeles, în felul în care cresc ei în sânul comunității, pentru că omul este o ființă socială și nu poate să crească izolat de ceilalți. Ana, o lecție foarte prețioasă pe care ți-a servit-o perioada COVID-19. Ca om, ca profesionist, ca părinte, poate. De-a lungul timpului, și chiar dacă, da, uite, mine fac 37 de ani, poate nu sunt acum, dar mulțumesc, te felicităm primii. Mulțumesc mult. Am trecut prin niște experiențe la limită, printre care poate buni oameni nu au trecut nici la vârsta de 60, 70, 80 de ani și nu dorim nimănui să treacă prin experiențele prin care am trecut noi. Mie perioada de COVID mi-a reamintit lucruri pe care le învățasem deja. Mi-am reamintit de acea realiniere a valorilor, pentru că începând cu 2009, poate 2005 chiar, ne-am învățat că cel mai valoros lucru și cel mai prețios lucru este sănătatea. Și e clar o valoare pe care noi avem ca și familie pe primul loc și o prețuim. Și COVID-19 asta ne-a dus iarăși în față cât de important este să fim sănătoși. Ne-a arătat iarăși că atâta timp cât suntem împreună și suntem uniți, reușim să trecem peste absolut orice. Ne-a demonstrat că în COVID-19, în perioada COVID-19, se pot face și foarte multe lucruri frumoase și clar a fost frustrarea faptului că a fost cu autoizolare, cu carantină, în care am pus pauză, ceea ce înseamnă zona de business, în care te-ai trezit acasă cu doi copii și trebuie să faci și aici poziția de mamă și poziția de om de profesor. Business și poziția de profesor și n-a fost ușor, adică mai ales pentru părinții care au copii mici. Știu clar că la 10 ani una e situația, la 3 ani e alta situația. Și am avut practic, voi ați făcut și grădiniță și școală în perioada asta acasă, nu? Am făcut de toate. Dar mi-am dat seama, la un moment dat aveam frustrarea faptului că aveam situația că parcă n-am făcut nimic. Adică fix așa era. Și după aia când am tras linie, ne-am dat seama cât de multe lucruri s-au întâmplat. Și lucruri bune. COVID-19, noi am încercat și povestea asta, am încercat să o transformăm într-o perioadă de creștere și de transformare, pentru că asta am învățat să facem și asta vom face de-a lungul timpului. Adică, indiferent ce se întâmplă, și mulțumim Dumnezeu că e, adică, ca să nu fiu așa, dar se poate și mai rău de atât, da? De altfel se poate și mai bine. Dar atâta timp cât ești focusat pe ce poți face, pe oportunități, pe cum poți să crești,
Da? Acolo te duci, acolo îți duci foc. Unde este, acolo este energia și focusul tău. Și cred că asta a făcut. A, cumva a venit, a fost ca un kind reminder pentru noi. Știi că vine cineva și spune, ok, uite, hai ca să mai facem o recapitulare. Un drum în care sunt lucrurile importante. Ne-am bucurat de perioadă de timp petrecut cu familia, dar Cristi a fost, a lucrat la foc continuu. El a fost într-un mediu în care nu a putut să lucreze de acasă. Și a fost o perioadă în care ne-am testat limitele, am învățat să vărsăm și paharul, pentru că nu e totul numai roz și nu vorbim aici despre perfecțiune, ci vorbim despre lucruri perfect normale, umane și avem și perioade și zile foarte bune, dar avem zile în care e nevoie să dăm drumul la supapă, să vărsăm paharul, dar să știm să-l vărsăm așa, într-un mod elegant și cu echilibru și fără a crea în mediul nostru turbulențe și da, am reînvățat iar să aducem oazii de liniște în mijlocul furtunii și că e nevoie de răbdare. Dacă ai răbdare, ajungi să vezi și soarele și curcubeul. Te-am provocat la a ne oferi un model de gândire pozitivă, Oana, așa ca o încheiere rotundă a discuției pe care am purtat-o astăzi. Un model de gândire pozitivă de care, da, avem nevoie. Suntem cu toții foarte deschiși la ideea aceasta că ne face bine să gândim pozitiv. Dar dacă nu ne învață nimeni și ne oferă nimeni un exemplu, da? Sigur, gândim fiecare în funcție de nevoile noastre, pozitiv atât cât putem. Dar dacă mai auzim și în stânga și în dreapta diverse, iată, modele, s-ar putea să reușim până la urmă să devenim pozitivi. Îți mulțumim din suflet pentru prezența ta la o întâlnire cu noi aici la Pașcani. Apreciăm foarte mult efortul pe care l-ai făcut ca să fii alături de noi și să împărtășești din experiența ta foarte valoroasă pe toate compartimentele și te mai așteptăm. Și cu alte ocazii am reținut că drumul tău spre casă duce prin Pașcani spre Botoșani. Nu ne ocoli data viitoare, nu știm că mai este o rută ocolitoare, dar poți să treci prin Pașcani și să ne oferi alte modele, nu numai de gândire pozitivă. Eu vă mulțumesc frumos și voi reveni la Pașcani de fiecare dată, cu fiecare ocazie, pentru că oamenii sunt frumoși, sunt valoroși, există și Pașcani are foarte mult potențial și în zona de educație și în zona de business. Și da, apropo de ce spuneai tu, gândirea pozitivă poate fi și educată, că nu ne-am născut toți acasă cu, nu știu, Wayne Dyer și, și Louis Hay, dar e un lucru pe care putem să-l educăm și să-l învățăm în fiecare zi. Doar să vrem. Doar să vrem. Mulțumesc pentru invitație și invit pe cei care ne privesc să facă din această perioadă o perioadă cu sens, cu rost și cu creștere pentru ei. Îți mulțumim din suflet pentru mesajul final. Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în această după-amiază. Vă dau întâlnire joia viitoare la aceeași oră. Până atunci, vă doresc toată bună tuturor și multă sănătate!